Gala Tineretului are drept scop recunoașterea meritelor tuturor tinerilor implicați în unele proiecte. Evenimentul va avea loc în sala Europa a Consiliului Județean. Gala presupune nominalizarea tinerilor sau organizațiilor de și pentru tineret, care în anul 2022 au avut proiecte și activități de impact în comunitatea prahoveană. Astfel că oricine cunoaște un astfel de tânăr sau o organizație sau un grup informal de tineri poate nominaliza pe formularul care se găsește pe galatineretului-prahovean.ro. Și aceste nominalizări vor intra în perioada de jurizare, ca mai apoi, în data de 4 februarie, începând cu ora 17:30, să se desfășoare Gala Tineretului Prahovean. Gala Tineretului Prahovean se află la prima ediție, însă organizatorii și-au propus să devină o tradiție. Da, este o premieră pentru județul Prahova și ne bucurăm că am găsit sprijinul din partea tuturor partenerilor și colaboratorilor să putem realiza această gală. În cadrul galei se vor acorda mai multe premii pentru cele mai bune proiecte, cel mai activ tânăr antreprenor, cel mai activ tânăr profesor, cel mai activ tânăr jurnalist, sportivul anului sau premiu pentru popularitate.